scorpionii se poziționează acum într-o structură nouă de destin. Pentru unii înseamnă o combinație între apă dulce și apă sărată. O combinație de dușuri scoțiene. Apă dulce, așa cum este la Portița și cum este Marea Neagră, acolo unde se îngemânează cele două, sau cum este în Turcia, la Dalian. Deci schimbă ceva, dar sunt exact în momentul ăla de cotitură, de cotitură pe destin, și nu pot să facă schimbările decât înțelegând exact care este destinația corectă în viața lor. Poate să țină de studii, poate să țină inclusiv de sănătate, poate să țină de străinătate, de business, pentru că trebuie să vină cu ceva nou și de multe ori acel ceva nou are nevoie de o dată de naștere pozitivă ca să poată funcționa pe termen cât mai lung.